așteptat anul trecut. Da, e un rezultat rușinos, scorul este foarte dureros, păcat pentru suporterii care au venit și ne-au susținut chiar și pe această vreme. Dar da, tot noi trebuie să scoatem la capăt, noi am fost pe teren, noi am contribuit între ghilimele la această rușine. Avem șansa în 6 zile să mergem să începem să reparăm din ce am stricat în seara aceasta, puncte, gol la garaj și meci cu meci. Unde mai aveți de lucrat? În seara aceasta am arătat multe lacune, mai ales din punct de vedere al atitudinii, agresivitate, concentrare la finalizare, pentru că am ajuns acolo, nu vreau să mă înșel, dar cred că am avut 3 sau 4 bare, transversale sau laterale. Am ajuns acolo, am avut ocazii chiar și la 0-0, la 1-0, la 2-0 am avut să intrăm în meci și să arătăm că suntem echipă mare să întoarcem, dar nu am făcut-o în seara aceasta. Crezi că a fost un accident? Asta depinde de noi. Eu vreau să cred că a fost un accident și trebuie să demonstrăm că a fost un accident, nu să spunem doar din gură. Tu fiind un jucător cu profil de atac, îți dai seama cam ce se întâmplă în fața porții, pentru că ocazii cum ai zis și tu vă creați. Tratăm cu lejeritate, asta s-a întâmplat și cu Metaloglobus. Și la Slatina am avut ceva ocazii, chiar și la 2-0, să închidem meciul și le-am dat șansa să intre în meci. Cu Metaloglobus, la fel, am avut o grămadă de ocazii, chiar și până la 1-0, și de la 1-0, și la 1-1. Dar tratăm cu lejeritate și asta se vede. Și echipele nu ne iartă, ne prinde 3 ori pe contraatac, ne dau 4 goluri. Și voi, în seara asta, meciul vostru a fost oprit din cauza scandalilor fanilor. Crezi că se exagerează cu categoric acesta? Categoric, se exagerează. Nu sunt de acord cu scandalurile, clar, plecând de la acest subiect, cu scandalurile xenofobe, dar se exagerează. Și pe mine, la Slatina, mi-au luat familia, m-au făcut toate felurile, n-a zis nimeni nimic. A, și la fotbal mai jurăm, mai ales că s-au întâmplat acele lucruri cu premierul Ungariei sau ce a fost la noi în țară, dacă nu vreau să mă înșel, la hockey sau s-a cântat imnul, nu s-a luat nicio măsură, adică și când noi spunem ceva, se exagerează, când se întâmplă din partea cealaltă, se pare că e o normalitate. Nu este normal, dar prea se pune accent pe acest lucru. Din partea fanilor, te așteptai să vină mai mulți? Am văzut ce este afară. Roaleu, că nu putem să ne uităm la telefoane de el. Fanii au fost, ne-au încurajat și la final și la 4-0 am vorbit cu ei, sunt alături de noi. Acum depinde și de noi să aducem fan la stadion. Oricum e 0-4 și nu ești pe primul loc sau pe primele două locuri, este greu să aduci fan la stadion. Ei sunt și foarte supărați pe conducere pentru că nu puteți promova în acest sezon. Pentru voi cât de mare e frustrarea și ceva mai... Nu este ceva bătut în cuie că nu putem promova. Sperați în continuare. Noi, în primul rând, acum ne gândim că promovare sau nepromovare. Noi trebuie să fim pe primele două locuri, după aceea vom vedea. Se poate schimba legea sportului în mai și noi, dacă suntem pe 5-6, ce am rezolvat? Trebuie să fim acolo, noi trebuie să fim pregătiți dacă se va schimba bine, dacă nu se va schimba iar bine. Trebuie să arătăm că suntem profesioniști, trebuie să arătăm că merităm să fim la acest club și mai departe, ce nu depinde de noi, nu avem cum să controlăm. Cei de la Dinamo vor ca meciul cu voi să joace pe Național Arena. Credeți că veți putea umple stadionul? Eu sunt sigur că pare și o atmosferă incendiară între ghilimele, ca la un adevărat derby. Sper să se poată să se joace pe arenă, este un meci pentru Arena Națională. Acum depinde de ei dacă reușesc să meargă acolo. Mulțumim! Mulțumim.